Ca să fie Domnul! Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne încredem în El chiar și atunci când nu mai putem și să luptăm cu deviza perspectivei biruinței pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu! Vă invit să deschideți Biblia la Cartea Iacov, la capitolul 5, voi citi trei versete din Sfânta Scriptură, Epistola lui Iacov, capitolul 5. Vreau să citesc de la versetul 14 până la versetul 16, inclusiv sunt trei versete. Dumneavoastră știți că noi încă suntem la acest mare capitol de predici din seriile de joi, capitolul ce vorbește despre. Biserica și dimensiunile ei, și când spun asta mă refer la tot ce ne lasă Biblia să înțelegem despre însemnătatea Bisericii, misiunea Bisericii, practicile Bisericii, actele de cult ale Bisericii, și acum suntem la actele de cult ale Bisericii. Și unul din actele de cult despre care în genere nu prea se vorbește este actul ungerii cu un Și vom citi aceste versete din perspectiva acestui act de cult al lungerii cu un de Este vreunul printre voi bonlav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bun lav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Această sintagmă biblică, dacă a făcut păcate, care descrie probabilitatea păcătuirii, transmite un mesaj aluziv că nu întotdeauna boala este cauzată de păcat. Pentru că dacă întotdeauna păcatul sau boala este cauzată de păcat, s-ar fi spus și pentru că a făcut păcat. Dar iată că aici apare o sintagmă biblică probabilă dacă a făcut păcate, pentru că da, uneori boala poate fi un efect al unei cauze numit păcatul, dar alteori boala poate fi efectul unor alte cauze, nu păcatul. Prostia, de exemplu, ar fi tot o altă cauză. Cum ar fi eu să ies la minus 15 grade, îmbrăcat, sumar și mă îmbolnăvesc. N-am păcătuit, singurul păcat pe care l am e că n-am suficientă minte, dar pentru asta trebuie să mă rog Domnului. A fost o situație ipotetică. Și ultimul verset, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui nepricănit. Amin. Până aici cuvântul Domnului, unii ați făcut-o deja, vă invit să vă așezați. Dragii mei, atunci când vorbim despre actul ungerii cu undele, practica aceasta întâlnită în unele dintre mediile evanghelice și mai cu seamă în bisericele pentecostale, cel mai adesea, a devenit în ultima vreme subiectul foarte multor dezbate. De ce? Pentru că în sinul comunității evanghelice sunt biserici, denominațiuni confesionale, care nu practică actul ungerii cu un de Fapt pentru care, dacă te duci în anumite biserici și nu vreau să le dau nume, nu veți regăsi practica aceasta. Dacă cineva s-a îmbolnăvit, să îi se facă ungerea cu un de lemn, să există o rugăciune specială pentru diferite boli pe care omul le traversează și sigur că aceste puncte de vedere diferite, eterogene, a născut foarte multe întrebări și chiar dezbateri teologice dacă se justifică sau nu actul Ungerii cu Undelem și care este mesajul pe care îl transmite actul Ungerii cu Undelem. Ca să putem avea o perspectivă mult mai clară asupra ungerii cu undele. În seara aceasta îmi revine rolul să pornim într o incursiune încă din Vechiul Testament cu privire la practica ungerii cu undele, apoi ne vom opri în Noul Testament și ulterior, în ultima fază, ne vom opri la Iacov 5. Așa că va fi o analiză, să spunem, destul de detaliată Minuțioasă, de aceea o să vă solicit efortul la acest timp de studiu biblic să mă urmăriți cu atenție și mai ales să urmăriți Sfânta Scriptură. Asta înădejde dacă ați luat-o cu dumneavoastră. Deci n-ați luat-o cu dumneavoastră, vă puteți uita pe perete, nu pe pereți, pe perete că se va afișa. De pildă, în Noul Testament sunt doi termeni și fac trimitere la ei, nu doar pentru a da, nu știu, un fel de nuanță teologică mesajului, ci pentru că se arată a fi extrem de necesar. În Noul Testament, pentru verbul a unge, îți doi termeni, CRIO, a cărui rădăcină este, de fapt, numele HRISTOS. De fapt, HRISTOS înseamnă unsul cel uns. Și acest termen e folosit de foarte puține ori, mai ales cu referire la Domnul Isus Hristos, Mesia Hristos, cel unsul. Al doilea termen este Aleifo, pe care îl găsim aici în Iacov 5, care probabil de aici vine și cuvântul alifie în limba română. Și am să vă spun de ce e important să înțelegem treaba aceasta, fiindcă sunt biserici evanghelice Sper să nu să mă țin până la capă să nu dau nume de biserici. Că nu despre denominațiuni vorbim și despre principii biblice, care spun așa, ca să vă pun în fața dumneavoastră speța de la care plecăm în seara asta. Versetul 14. După ce îl vor unge cu un de lemn, pentru anumite biserici evanghelice, făcând trimitere la verbul grecesc ale ifo de aici, îl vor unge, ei sunt de părere că nu este vorba despre actul de cunt al ungerii cu un delem și că el nu și are justificarea și ei fac mai degrabă referire la faptul că era un tratament medical pe care îl foloseau grecii mai ales în antichitate, Ungeau trupul bolnav cu un delem dacă aveai dureri de cap. Nu, era, exista, nu exista atunci paracetamol sau parasinus. Atunci foloseau practica asta ungerii cu un delem. Pentru tratarea anumitor răni. Sigur că noi nu putem contesta din punct de vedere istoric, chiar și biblic, practica delemnului cu efect medical. Pentru că sunt pasaje biblice în direcția aceasta, de pildă. Uitați-vă ce zice Biblia în Isaia capitolul 1 cu versetul 6. Citesc aici doar o singură trimitere, fiindcă voi mai reveni peste vreo oră, nu, o, o jumătate de oră, asupra acestii, acestei, idei. Din tăl până în creștet, când am zis o oră, ați pierdut aminul și atunci am zis să zic o jumătate de oră. Din tăl până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai rând, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un delem. Deci aici, în textul acesta, un delem, nu? Era folosit în scop medical, terapeutic. Hai să vă mai dau o trimitere și în Noul Testament. Luca, în capitolul 10, versetul 34, dumneavoastră știți pilda celui căzut între tâlhar, samariteanul s-a oprit în dreptul lui, s-a apropiat de ea a legat rănile și a turnat peste rănile fizice care erau provocate de bătăile și loviturile pe care le-a primit ce a pus peste ele un delem. Deci iată că noi nu putem contesta practica ungerii cu un delem cu scop medicamentos, să facă bine trupul. Dar în pasajul acesta din Iacov 5 și în Marcu, în capitolul 6, vreau să citim, versetul 13, Marcu 6 cu 13, oare la treaba asta să se fie referit Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt prin Apostolul Iacov? Când Domnul îi trimite pe ocenici, spune că ei, datorită puterii cu care Dumnezeu, Fiul Iisus Hristos, i-a înzestrat, ce se întâmplă aici? Iată rezultatele. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un delemn pe mulți bolnavi și vindecau. Ce înseamnă aici un cu un de lemn pe mulți bolnavi? Însemna că îi punea pe o masă, le făcea masaj, apoi a lei, foi masa puternic cu lei sau cu un delem și iată că se făceau bine din punct de vedere fizic. Acum, haideți să păstrăm din punctul ăsta de vedere consecvența de interpretare. Scoteau mult draci, la ce se referă? La o lucrare supranaturală. Pe care o făcea Dumnezeu prin ucenicii săi. Și dacă în prima parte face referire la o lucrare supranaturală, înseamnă că și în a doua parte își păstrează firul logic de interpretare. Tot despre o lucrare supranaturală este vorba. Ungeau cu un delem pe mulți vin și vindecau. Ce înseamnă practica asta? Și ce înseamnă în Neacov, capitolul 5, cu versetul 14, ultima parte. După ce îl vor unge cu un delem în numele Domnului. Păi dacă tu ungi cu un de lemn un om, ca medical să-i se facă bine, îl ungi cu un de lemn în numele un de lemnului și în numele farmaciei de la care ai cumpărat un de lemn. Dar când spune aici numele Domnului, înseamnă că aici sunt niște elemente încărcate de spiritualitate. Acolo este amestecat, introdus numele Domnului. Și asta înseamnă că lucrarea de vindecare nu este de sorginte umană, sau medicală și este de sorginte divină, supranaturală. Amin? Amin. Bun. Acum, vreau să ne uităm în Biblie și să observăm că actul ungerii cu de în Biblie se folosea în următoarele cinci domenii. Și le vom lua pe rând. Fiecare domeniu va începe cu litera C, așezate foarte sistematic, să nu le uităm. Ungerea cu un delem în Vechiul Testament, de pildă, se folosea în actul consacrării într-o slujbă a diferitelor oficialități. Deci, în primul rând, ungerea cu un delem pentru consacrare în diferite slujbe. De exemplu, în slujba de preot. Numeri capitolul 3 cu versetul 3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea preoțească și care au fost închinați în slujba preoției. Ce se întâmpla practic? În momentul în care îi hirotonea, îi ordina, îi consacra, îi așeza în slujba preoției, ce făcea de fapt omului Dumnezeu? ungea cu un delemn, cel mai probabil pe frunte, dar nu numai, nu în toate cazurile, dar cel mai adesea pe frunte, și îl consacra în slujba de preot. Acum, o să vedem puțin mai târziu dacă un delemn nu are în sine putere sau Dumnezeu transmite puterea și un delemn nu este doar o chestiune simbolică, alegoric. Voi reveni mai târziu și asupra acestei chestiuni. De ce vă spun treaba asta? Fiindcă într-o biserică penticostală, să spun tot adevărul, din cadrul cultului creștin penticostal, dintr-o țară, din Europa, în loc cu vreo patru ani de zile, simpatică mi-a fost dorința acestui om, m-a oprit după zâmbătă și a spus, frate pastor, nu eram pastor atunci, eram prezbiter, frate Timotei zice, vreau să, vreau să te întâln, să stăm de vorbă. Și zice, am venit, zice că am primit vreo, nu știu câte erau, 50 sticluțe cu un de lemn, mici. Și l-am adus din Israel și zice, vreau să te rogi pentru fiecare în parte și să le sfințești toate aceste sticluțe cu un de ca atunci când eu, frate, o să pun sticluța cu un de lemn pe fruntea celor care suferă de diferite boli, Dumnezeu în mod miraculos o să facă vindecare. Mi-a fost simpatică dorința lui și am spus, și o să auziți voi mai târziu, bun, Așadar, dragii mei, era folosită ungerea în actul consacrării preoției. Tot în actul consacrării poziției împărătește era folosit actul ungerii cu un Delem. 2 Samuel 3 cu 39. Sunt mai multe versete biblice, eu le-am notate, dar voi doar câte una din fiecare ca să nu aglomerăm cu foarte multe versete. Eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească și oamenii aceștia, fii sunt prea și pentru mine, Domnul să răsplătească după răutatea celui ce a făcut răul. Și aș putea face trimitere, dar nu mai afișăm, 1 Samuel 9, apoi 1 Samuel 16, când Domnul trimite pe Samuel să lungă pe Saul ca împărat și pe David ca împărat. Și a folosit practica ungerii cu un delem. Deci, practica ungerii cu un nu era doar pentru preoți, era și pentru regi sau împărați se mai folosea practica ungerii cu un și pentru proroci. Ungerea profetică. Un împărați 19 cu 16. 19 cu 16. Și zice așa, a doua parte. Și să ungi pe Elisei fiului lui din Abel Mehola ca proroc în locul tău. Îi spune Domnul Ilie. Unge pe Elisei ca proroc. Deci atât că actul ungerii cu un era folosit și în dreptul profeților. În Vechiul Testament mai întâlnim practica ungerii cu un delem și anumitor obiecte sfinte liturgice. De exemplu, se ungea cu un delem cortul întâlnirii, se ungea cu un delem chivotul exot 30 cu 26, altarul uneltele lui, ligianul exot 40, 10 și 11, scutul, armele de război. Deci ce a făcut preotul ortodox din uh, Rusia când a sfințit scuturi? Uh, tancuri ca să meargă rușii la război împotriva ucrainienilor, iată că nu-i chiar, să zicem, o chestiune inedită. Uitați-vă că și în poporul Israel armele de război erau unse. doi Samuel 1 cu 21. Dar o să vedem în ce sens. Am spus 1 Samuel, da? Capitolul 2 Samuel 1 cu 21, bine? Haideți să vedem și versetul acesta. O să citesc doar ultimul, ultima parte. Scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost un scundelem. Bun. Aici ar putea să zică cineva, sintagma biblică, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor, scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost un scundelem, ar putea să se refere fie la Saul, ca și cum Saul n-ar fi fost un scundelem ca împărat, fie la scutul lui Saul, ca și când scutul lui Saul n-ar fi fost un scundelem. În ceea ce mă privește, cred că mai degrabă, aici este o expresie metaforică care face referire la regel, poziția regelui Saul, dar și abilitățile lui militărești. Și cumva, Biblia aici le pune într-o interdependență pe de o parte regele și pe de o parte deprinderea militară a regelui, pentru că o să vedeți dumneavoastră, dragii mei, că nu doar armele, chiar și în dimensiunea spirituală, sunt cele mai importante. Că ne putem folosi armele fără să fim oamenii potriviți. Sau putem fi oamenii potriviți fără să folosim armele potrivite. Așa există și a treia variantă. Să fim și oamenii potriviți și armele potrivite. Adică, în războiul spiritual, de pildă, dacă noi folosim rugăciunea și postul, care sunt arme lui Dumnezeu, și eu nu-mi trăiesc viața doar că m-am rugat că am ajuns la ananghe și postez, Dumnezeu câteodată în harul lui să îndură și face un miracol ca să-ți arate că e bun cu viața ta. Dar Dumnezeu, vorba orbului, nu ascultă pe păcătoși deși armele sunt bune, cel care se roagă este păcătos. Dar sunt oameni care, să zicem că îs nepricăniți, dar nu folosesc armele care trebuie. Și sunt oameni care fac ungeri cu un delem la batiste, sunt oameni care fac ungeri cu un delem la diferiți oameni, fără să fi fost chemați de Dumnezeu în direcția aceasta. Și atunci sunt niște arme bune, dar persoana este nepotrivită. Prin urmare, idealul Bibliei este și persoana și armele cu care noi lucrăm, adică armele luminii, să fie în consonanță, în armonie cu voia lui Dumnezeu. Bun, închid paranteza aici și vreau să observați că anumite obiecte erau sfințite în cortul întâlnirii și apoi mai târziu în Templul de la Ierusalim. Și ungerea cu un spuneam, în zona consacrării nu doar acestor poziții de preot, împărat, profet, și a anumitor obiecte sfinte, dar se mai consacrau în dimensiunea Noului Testament credincioși născuți din nou. Și haideți să vedem cum se mută sfera de înțelegere de la Vechiul la Noul Testament. Pentru că zice chiar Sfântul Apostol Pavel, Vechiul Testament era umbra lucrurilor viitoare. Și atunci, în Vechiul Testament au fost folosite ca mai apoi noi, în dimensiunea Noului Legământ, să înțelegem niște lucruri de mare importanță pentru noi. Și haideți să vedem, de exemplu, în 1 Ioan, în capitolul 2, versetul 20 și apoi versetul 27. 1 Ioan, dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt, care voi? Doar cei ordinați de a comprezit de nu toți credincioși și născuți din nou. Și știți orice lucru, și versetul 27, cât despre voi? ungerea pe care ați primit-o se referă la mirul acela sau nu? Vedem imediat. Ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva și ci după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și asta e adevărată, și nu este o minciună, rămâneți în el după cum v-a învățat cine? Ungerea aceasta. Mirul ne învață? Observați cum se trece de la practica ungerii cu un delem vechi testamentară, care era legată de expresia propria, ad litera, ungerea propriu-zisă a obiectelor sfinte sau a oamenilor, la ungerea în dimensiunea spirituală. Și aici face referire, și la ce? La Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Duhul Lui Dumnezeu când intră în viața unui om, este vocea călăuzitoare care îl îndrumă, care îl sfătuiește și care îl direcționează. De aceea mă rog ca toți care suntem aici să beneficiem de ungerea aceasta lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Și uitați-vă că în psalmul 23 cu 5 zice Tu mi capul cu un delem. Deci nu doar capul trebuia să fie uns cu un de lemn. ochii. Apocalipsa 3 cu 18. Te să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Haine albe să te îmbraci. Și zice mai apoi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Acum noi știm că dacă propriu zis, în sens literal, ne amunge ochii, e posibil să orbim. Se referă la dimensiunea spirituală a ungerii ochilor, adică să ai ochii spiritual deschiși și să ai o viziune ca viziunea lui Dumnezeu despre probleme, despre circumstanțe, despre uh, împrejurările vieții. În Levitic 14 cu 17, urechea, mâna, piciorul, era unse cu un secundelem. În dimensiunea lui înseamnă că mintea mea, capul meu trebuie, gândirea mea, gândurile mele trebuie să le dau Domnului Isus Hristos. Urechea mea înseamnă că dacă e unsă de Domn, eu nu mai ascult orice. Inclusiv bârfe și minciuni deformate la adresa uneia sau alteia. Dacă ai urechea unsă, dacă nu e doar un surasă. Mâna trebuia să fie unsă în dimensiunea nouă testamentară, spirituală, înseamnă că mâna asta nu mai poate face ce vrea. Mâna asta face bine, ajută, sprijină. Ridică mâini curate spre cer. Piciorul, Levitic 14 cu 17, aceeași trimitere, nu-i așa? Trebuia un scundelem. Ce înseamnă asta? Că eu nu mai pot merge oriunde. Că piciorul meu nu mai poate croi orice fel de cărări. Și eu trebuie să crez cărări drepte cu picioarele mele. De aceea, exact cum spune poetul de cântare, ia mâinile și a lor lucrare. Ia minima din pieptul meu să o curățești de orice rău. Și tot ce înseamnă ființa noastră cu duc, suflet și trup să fie prădată în mâinile suveranului și sfântului Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Așadar, primul domeniu în care se folosea ungerea cu un de lemn era în domeniul consacrării într-o anumită slujbă. Acum, rămâne o întrebare aici. Am văzut și pastori inclusiv din mediul evanghelic, chiar și din mediul pentru că sal, care nu e așa, au un samboane, s-au dus și au un colțuri, pereți, mai trebuia să cheme apă sfințită și să vorbească cu părintele, nu mai știu care. nu vreau să bagatelizez nimic. Vreau să spun dacă în dimensiunea nouă testamentară își mai are aplicabilitate sau nu. Chiar și, coroborat cu aceasta, nu am un plan să o spun, dar să leagă acum, rugăciunile fraților mei de credință, care când sunt puși să se roage, înainte să mâncăm ceva, deseori îi aud, sfințește tu mâncarea asta. Dacă și are aplicabilitate sau nu, curățește-o și sfințește-o tu. Acum, haideți să le luăm pe rând. În opinia mea, obiectele sunt neutre din punct de vedere al sferei morale etice, Adică, un cuțit de pildă este un lucru neutru prin el însuși din punct de vedere moral. El nu e rău sau bun, e neutru moral. Înțelegeți ideea? Că dacă, de exemplu, cuțitul ar fi fost problema, când un doamne ferește un criminal ar comite cu cuțitul o crimă, judecătorul ar băga cuțitul la închisoare, nu pe criminal. Dar nu bagă cuțitul la închisoare și bagă pe criminal. Pentru că el cuțitul, acel obiect contondent, este neutru din punct de vedere moral. Modul cum noi alegem să-l folosim intră în tangență serioasă cu sfera morală. De aceea, în înțelegerea mea, nu obiectele trebuie sfințite sau un secundele. Omul trebuie să fie sfânt și omul trebuie să aibă peste el ungerea Dumnezeului cel viu. Iar cât privește rugăciunea, Acum, eu nu cred că ori de câte ori mergeți în vizite la oameni, credeți că toți v-au pus mâncare otrăvită. Dacă dumneavoastră sunteți extrem de sceptici și vă gândiți că ăștia cu legea consumatorilor cam trec cu vederea anumite chestiuni și propriu zis pot să bagi acolo tot felul de lucruri care n-ajută la sănătatea noastră, puteți să vă rugați, Doamne, curățește această mâncare într binele meu, chiar și trupesc. Dar să ne rugăm să se sfințească mâncarea, e mult prea departe de adevărul teologic al Bibliei. Cred că mai bine ar fi să zicem, Doamne, sfințește-mă pe mine, Timotei Floarea, să învăț și să nu mă îmbui, amin. Ar fi mai înțeleaptă un pic rugăciunea asta. Decât să se sfințească mâncarea, să se sfințească mintea mea, să pot ajunge și la ultima componentă a roadei Duhului Sfânt, nu? Împrânarea poftelor. Deci, cred că mai spiritual ar fi rugăciunea asta. Nu știu ce nevastă mi-a zis Amin, mă rog. Bun, mergem mai departe. Al doilea domeniu al ungerii cu un delem pe lângă consacrare într-o anumită slujbă este călăuzire. Uitați-vă și luăm de la dimensiunea telurică pământească la cea spirituală. În Matei 25 cu 4, candela nu putea lumina decât dacă era ce? Un delem. Corect? Atunci ca o candelă să poată fi aprinsă, să fie generatoare de lumină, are nevoie de un delemn. Un sfeșnic. Uite ce spune de pildă, haideți să dăm o trimitere biblică aici, Exod 358. Un delemnul pentru sfeșnic. Genera lumina. Acum, coroborat cu ce am citit eu mai devreme în 1 Ioan 2 cu 27, ungerea pe care o ați primit-o vă învață, vă va călăuzi, înțeleg că al doilea rol al ungerii cu un de lemn este rol călăuzitor. După cum un delemnul, în dimensiunea fizică, aprindea un sfârșnic, o candelă, ca să te călăuzească, să te lumineze noaptea, dar să știți că în, în vremurile străvechi, Oamenii nu aveau rețeaua asta de iluminat stradală pe care o avem noi, grație tehnologiei, grație primarilor și oamenilor gospodari care îți fac treaba, nu-i așa? Și grație celui care a inventat sistemul de iluminat. Se vorba despre un american, îmi scapă numele lui din Filadelfia, din America. Uite îmi scapă numele lui acum. El a inventat uh, sistemul ăsta de iluminat stradal. Uite îmi scapă numele lui. Dacă vă vine, vă, voi puteți să-mi dați sugestia. Nu, e din zona becul cu incandescență. Mulțumesc. Dar nu la el mă refeream. Becul cu ingăducență, Thomas Edison. dar cel care a inventat rețeaua de iluminat, stradal, uite că îmi scapă, și inclusiv tuburile cu electricitate. Dar, mă rog, mi-a venit în minte, dar nu știu dacă e sigur asta. Dar, în fine, nu e cea mai importantă parte a, a ideii asta. Dar oamenii nu, nu aveau nici lanterne. Oamenii aveau candele. Și mergeau cu candele, uite așa ca nu cumva să cadă într-o groapă, ca nu cumva să, eu știu, să se lovească de un alt om și să poată ajunge în condiții de siguranță acasă, la destinație atunci când îi surprindea noaptea. E, dragii mei, din punct de vedere spiritual, vorba salmisului, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Deci al doilea rol al lungerii sau al undelemnului era rol călăuzitor, să-ți lumineze, să-ți călăuzească, să-ți direcționeze viața. Al treilea rol, îl vedem, vedem asociat un delemnul sau ungerea cu un delem în acest al treilea domeniu. Domeniul sau rolul curativ. Ce înseamnă asta? Înseamnă cu scop de vindecare și fizică și a zice eu și supranaturală, spirituală. Și acum V-am vorbit încă de la începutul predicii despre faptul că în Biblie vedem un delemnul folosit pentru răni fizici. Luca 10 cu 34, Isaia 1 cu 6. Dar tot la fel de adevărat este că Iacov 5 cu 14, Marco 6 cu 13 vorbește despre folosirea un delemnului nu, pentru tratament, nu ca tratament fizic și ungerea cu un delemn ca act de cult prin care rugându-ne cu credință Domnului și fiind mărturisite păcatele, omul este absolvit de vină, Dumnezeu în mod nu medical, supranatural, să dea vindecare. Deci, în opinia mea, Iacov 5 cu 14, Marcu 6 cu 13, nu face referire la o baie în ulei. Și nici la a amasa cu ulei în scop de vindecare. Pentru că orice om care are o țără de știință medicală știe că un de nu era bun numai pentru anumite tipuri de răni. Cum ar fi rănile la vedere. Dar Biblia spune pentru orice tip de boală să se folosească practica ungerii cu un de Și în numele Domnului. Deci înseamnă că nu e mai nimic cu man acolo. E o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea care survine adiacent a afirmației de mai devreme este aceasta. Și atunci, care este noima? De se amestecă cultura laică a oamenilor care foloseau terapia asta cu ungerea trupului, cu mir, ca să se facă bine, cu simbolul ungerii cu un delem, ca prin rugăciunea de vindecare, Dumnezeu supranatural să producă vindecare. Ma, permiteți-mi un umil punct de vedere. Eu nu cred că mirul respectiv pe care slujitorii, știți când se duc la slujitori, la diferiți oameni bolnavi, care solicită în mod expres ungerea, pentru că uitați-vă că întotdeauna ungerea cu un este nu inițiativa pastorului sau prezbiterului, este inițiativa bolnavului. De aceea sunt unii oameni supărat când văd oameni care vin și spun, dacă vreți, avem noi 17.000 de batiste, avem 17.000 de schilțe cu un delem, haide, zice, ungeți-i pe oameni! Nu această chestiune, aceasta este o chestiune specială. Iar oamenii nu foarte familiarizați cu Scriptura se grăbesc să înghite orice chestiune fără a o digera sau fără a o analiza în lumina Sfintei Scripturi. De ce? Pentru că pentru mari oameni al lui Dumnezeu, ca Ștefan Nea, ca Dumitru Uplea, prin care Dumnezeu a făcut mari minuni, oameni cu experiență. Ei știau că actul lungerii cu un nu trebuie tratat cu superficialitate. Eu nu pot, chemând 10.000 de oameni sau 5.000 de oameni sau 100 de oameni în față să zic haideți, luați toți uh, sticluța asta cu un de și faceți-vă bine. Nu, nu, e o chestiune mult mai intimă, mult mai de suflet. Adică, ce trebuie să fac eu mai întâi? Mai întâi, că uitați-vă care este ordinea. Și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un deci mai întâi e practica ungerii cu un delem și apoi rugăciunea. Și mai înainte de rugăciune, ce trebuie să fie? Mărturisire, versetul 15 și 16. Atunci, eu înțeleg din punct de vedere biblic că a face ungeri cu un delem fără o prealabilă mărturisire este o chestiune grăbită, ca să nu spun, lipsită de discernământ și maturitate dovnicească. Pentru că eu voi putea să fac unul din cele mai mari de servicii lui Dumnezeu. Dacă eu am făcut ungerea cu un delem, nu după uh, pașii prestabiliți de Biblie, s-ar putea lucrarea să nu se întâmple și omul să cadă în deznădejde. Ia uite mă, m-am mințit și eu ia. Și altceva, s-ar putea ca cea mai mare problemă a lui să nu fie boala, să fie un păcat care a generat boala. Și atunci o slujitor al lui Dumnezeu trebuie să-l chem într-o părtășie intimă și mai întâi de a-i face ungerea și mai întâi de a mă ruga pentru el, ce trebuie să-l întreb eu? Unu. Ai ceva de mărturisit? Pentru că eu vreau să știu care este etiologia problemei, adică cauza care a generat efectul. Efectul e boala pe care o traversez, suferința, indiferent de natura ei. Dar eu trebuie să știu cauza. Și atunci te chem la mărturisire, dacă tu nu mărturisești, e vina ta. Nu mai mă pot încărca eu de aceea ce nu vă puneți de grabă mâinile. A nu spune mâinile de grabă, da, acolo este în contextul ordinării de slujitori. Dar tot la fel de adevărat este nu-ți pune mâinile de grabă nici atunci când tu trebuie să faci o ungere cu un delem, să spui pune peste bonap, fără ca manete să-l întrebi. Vorba lui Hipocrate, părintele medicinei, el a zis așa, întreabă-l pe omul care s-a îmbolnăvit dacă e dispus să renunțe mai întâi la cauza care l-a îmbolnăvit. Și s-ar putea ca unii ori păcatul să fie cauza și atunci se arată a fi extrem de important mai întâi ce? Mărturisirea păcatului. După ce omul s-a mărturisit, după ce a existat ispășirea și iertarea pe care Domnul a făcut-o, există actul ungerii cu un delem la solicitarea expresă a bonlavului, deci niciodată nu inițiativa păstorului, decât dacă Duhul Sfânt îi descoperă. Du-te și ungeri pe omul ăla cu un delem, cum i-a făcut lui Ilie. Nu? I-a zis, du și ungeri pe Elisei. Dar ungerea cu un delem, în vederea vindecării, nu în vederea consacrării în diferite slujbe, este inițiativa bonlavului. Aș putea spune, fără să lezez pe cineva, că unii ori și chestiunea asta, sunt cu sticolul scanzel, îmi las câte unghio, poate să fie o chestiune de vindecare la mine în buzunar? Nu, nu, eu mă duc cu sfială, știu că Dumnezeu dacă vrea vindecă, dacă nu vrea nu vindecă și atunci eu trebuie în lumina Duhului Sfânt să nu mă grăbesc, să nu transmit omului că eu fac vindecarea și că Dumnezeu face vindecarea. Dar trebuie o vreme în care prea des auzim pe la diferite predici și mesaje. Zice, m-am dus și l-am vindecat pe ăla și... Nu, nu! A zis Petru și trebuie să fim foarte atenți la limbaj. Că limbajul dezvăluie teologia și învățătura pe care o avem. zis ce zice Sfântul Petru? Enia, eu te vindec! Eu scot dracii! Am auzit mai des, se vehiculează oameni care vin și spun scot dracii în numele Domnului, eu vindec! Dar zice Sfântul Petru, Enia, Iisus Hristos te vindecă! Și că vă rog, nu mă alergați la Timotei Floarea, nu mă alergați la pastor și la presbiteri, alergați în primul rând la Dumnezeu, că vindecarea nu-i în buzunarul meu și eu am nevoie de vindecare ca și dumneata, și eu am nevoie de iertare ca și dumneata. Cel ce dă iertarea și vindecare este Domnul, la tine este iertare ca să fii de temut. El îți vindecă toate bolile tale. El îți iartă toate păcatele tale. Psalmul 103. De aceea, cel ce face miracolul vindecării este Domnul glorificat să fie numele Lui. Nu omul, oricât de sfânt ar fi el. Și dacă Domnul vindecă, nu vindecă pentru că am postit eu. Nu vindecă pentru că m-am rugat eu. Vindecarea și răspunsul lui Dumnezeu nu-i pe merit. Nici botezul cu Duhul nu-i pe merit că ai posti și tu ești și că ești Sfânt. Asta nu înseamnă că nu trebuie să postești. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te rogi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să chemi Harul Lui Dumnezeu. Orice resursă și dar al Lui Dumnezeu nu-i pe merit, ci prin Harul Lui Dumnezeu. Că zice Biblia, până și cea mai bună faptă a mea este o haină mânjită de carne. De aceea noi suntem sfinți prin jertfa Lui Iisus Hristos. O mări să fie numele Lui în veci. Și în baza Lui, și numele Lui și prin credință în El venim și cerem vindecare, eliberare, mântuire. O, glorificat să fie Domnul! Deci nu doar și fizic, eu cred că și spiritual. Și acum, nu mirul în sine este transmițător de putere și de vindecare. În opinia mea este o chestiune simbolică. Și de ce suprapune Domnul Isus, Sfinții ucenici, vindecarea fizică din cultura vremii de atunci, cum am spus mai devreme, cu chestiunea ritualică, simbolică a actului îngerii cu undelemn. Eu a zice, tot pentru noi. Tot pentru noi. Adică, ca Dumnezeu să facă o vindecare sau un răspuns supranatural, singura cale de acces prin care pot accesa binecuvântările lui Dumnezeu, care -i? credința mea în El. Corect? e bolnavul, care deseori când era bolnav avea o durere mică, o rană fizică, când vedea mirul ăla, bă, primea un pic de curaj. E și când vede sticluța cu un delem, care e o chestiune simbolică, nu ia vindecă, se poate mări mai mult credința acelui om. Și bolnavul trebuia ajutat să creadă mai mult în Dumnezeul care poate da răspuns dar nu mirul și un nu propriu zis vindecă. Și Dumnezeu vindecă. Este o chestiune alegorică, simbolică și o practică pe care a instituit-o Dumnezeu. Acest este punctul meu de vedere și cred că nu m-am abătut nici de la litera, nici de la Spiritul Bibliei. Ungerea cu un era mai, mai era folosită pentru curățarea fizică, dar și pentru curățarea spirituală în sensul ispășirii. Rut 3 cu 3, ca să se îngrijească, trebuia unsă cu un delem. Matei 6 cu 17, când postești, zice, unge-te cu un delem. Acolo nu e spiritual, acolo e chiar fizic. Tu când postești, ca să nu te lauzi la oameni că postești, dă cu ulei de păr în cap. Adică să nu fie chestiunea aia posacă, mă, zice, eu postesc. Nu, pur și simplu să fii mai bucuros, să nu știe lumea că tu postești, ca să ție răsplata de la Domnul. Acesta este spiritul textului. Și uitați-vă, de pildă, în estera 2 cu 12, ea, când se ducea înaintea împăratului, se îngrija. transmitea un parfum prin, prin uleiul respectiv. Dar uitați-vă, dragii mei, și la dimensiunea spirituală a curățării. Levitic 14 cu 18. Pentru ispășire. De aceea mărturisirea păcatelor este strâns legat de actul ungerii cu un în Iacov 5. Pentru că vorbim și despre o curățare spirituală prin mărturisirea păcatelor. Asta se întâmpla. Omul, ca să fie ispășit, ca să fie curățat, să fie iertat de păcatul lui, trebuia să se facă această practică. Și această practică e asociată cu mărturisirea păcatelor mele. Of, câte aș avea de spus la treaba asta, mă. Sunt foarte multe curente de gândire care spun că nu se mai justifică mărturisirea păcatelor pentru un om născut din nou, care, din punct de vedere al iertării judiciare, legale pe care Dumnezeu a făcut-o, se numește asta sfințire pozițională, el post-convertire nu mai are nevoie de mărturisire că prin Hristos noi suntem Sfinți și neprihăniți. Deci, dacă printr-o singură hotărâre de uh, uh, iertare a venit neprihănirea, lui Dumnezeu, nu prin Isus Hristos, și Isus când se uită la noi ne vede neprihăniți, doctrina justificării, înseamnă că post convertire nu s-ar mai justifica, zic ei, în niciun fel mărturisirea păcatului, pentru că tu ai fost mântuit și pozițional e sfânt, funcționează iertarea judiciară și tu nu mai ai nevoie de mărturisire. E, vreau să vă spun că aici Domnul vorbește chiar unor oameni credincioși, post convertire, care se întâmplă pe axa timpului să păcătuiască. Și e pot pierde anumite privilegii. Unul din privilegii e sănătatea trupească. Un alt privilegiu e starea aia de pace și de relație profundă cu Isus Hristos. Și atunci e un moment în care mă mărturisesc, beneficiez de fapt de privilegiile părtășiei cu Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă, de exemplu, pruncul tău te întristează, și au spus vreo două vorbe din alea, nu de duh, altfel, tu nu-l dezmoștenești imediat, că doar îi pruncul tău. Dar ce faci? Încerci să-i aplici un act de pedeapsă de maniera. Îl ignor puțin, nu așa? Numai aceeași calitate a părtășii cu el. Și eu când am greșit, nu înseamnă că mi-am pierdut mântuirea. În primul rând înseamnă că eu pierd niște privilegii. Și eu trebuie de grabă să mă opresc din păcatele mele, ca să recâștig calitatea relației și părtășiei mele cu Domnul. Tata, nu mai fi supărat pe mine. Că Duhul în mine îmi spune că te-am te întristat și vin cu lacrimi, cu zdrobire, mărturisind în păcatul înaintea ta. nu așa? Când vine pruncul și, -și cere iertare. Sau hai să o luăm invers. Soțul cu soția se ceartă. nu e așa că atunci când ți-a greșit soția, n-ai băgat divorț de ea? Da. Stai un pic supărat. Ea trece pe lângă tine, vorba unei, zice, zice, eu aveam un bătrân, zicea, eu aveam un obicei. Când mă supăram cu nevasta, era greu ca bărbat să mă duc să zic, am o iartă, mă. Dar așteptam pe ea să facă primul pas. Și ce ea avea des nevoie să se ducă la veci, să ia borcanul cu zacuscă, cu murături. Și așa puternic mă și ne strângeam pe puternic, puternic, pe mână de bărbat să fie. Și ea ca să chinuiaști. Pui, desi ori se întâmpla să mă strige, vină, zice, și nu zia, am mai nevoie de mine și ce, uite, așa se producea împăcarea la noi. A găsit el soluția. E când te-ai supărat cu nevasta, n-ai băgat divorț de ea. Dar calitatea părtășiei dintre voi se rupe. Nu mai e la fel. Nu mai e același zâmbet, nu mai e aceeași uh, bunăvoință, nu mai e aceeași relație de pace, de bucurie, de entuziasm. Și atunci, de ce e nevoie? E nevoie să vii la soția ta sau soția să vină la soț. Hei, uite, dragă, am spus o vorbă nepotrivită. Am ridicat tonul, am fost grăbit. Tu oricum știi că ești cea mai prețioasă persoană, numai că supărarea. Și atunci e nevoie să mărturisesc păcatul ăsta, nu-i așa? Și aș mai zice ceva aici, cu riscul de a mai întârzia două minute, știu că vă doriți treaba asta. Care este granica dintre a mărturisi doar Domnului sau a mărturisi și omului. Vreți să răspundeți la întrebarea asta? Că nu plecăm acasă. Vreți să răspundeți și la întrebarea asta? Mâna sus care vreți. Deci, vot democratic, tot, să abține cineva? Cineva împotrivă? Bun, atunci voi sunteți de vine că mai întârziu câteva minute. În momentul în care eu, de exemplu, am greșit, uite, îl iau pe Abel aici, că ori de câte ori merg în Anglia, e una din cele mai bune gazde. Sper să nu-ți pierzi obiceiul. Dacă, de exemplu, eu îl super pe Abel, eu pot să mă rog până mâine Domnului. Domnul nu mai iartă. Eu în primul rând trebuie să să-i cer iertare lui Abel, că lui am greșit. Corect? Și de-abia după ce am cerut iertare lui Abel, E o chestiune ipotetică să nu crezi că există un fel de ceartă. Bun. Și după ce i-am cerut iertare lui Abel, mă duc să-i cer iertare și Domnului. Doamne, uite, l-am jignit pe Abel. Am folosit un cuvânt nepotrivit. Mi-am cerut iertare de la el. Te rog, iartă-mă și tu, Doamne, că l-am întristat pe el, dar te și pe tine. Adică, eu sunt obligat să-i mărturisesc și omului păcatului, când în primul rând i-am greșit omului. Prima speț. A doua variantă. Eu trebuie să mărturisesc și omului și Domnului, atunci când povara sufletească e mult prea mare și e aproape de negestionat. Nege -ne Soluția tu nu e să mergi la psiholog și nici să spui ștreangul de gât. Sunt poveri care apasă pe sufletul tău foarte tare și nu le mai poți gestiona. Atunci du-te la un om al lui Dumnezeu și mărturisește povara păcatului tău. Și trei, trebuie să mărturisești și omului și Domnului și când zic omului mă refer la un slujitor al lui Dumnezeu, atunci când păcatul pe care îl comiți, încerci să te, sca să, te, să, să te lași de el și nu poți. Și au trecut ani și în loc să te eliberezi de păcatul sau de viciul respectiv, tu nu poți. Te-ai rugat, Domnule, ai postit, ai luptat. Atunci, soluția e să te duci la un Zghitor al lui Dumnezeu cu autoritate. Frate, uite, ăsta e păcatul meu. Deci, acestea sunt trei cazuri concrete când trebuie mărturisire și omului, și Domnului. În rest. Dacă nu ne aflăm sub incidența niciunea dintre aceste trei spețe împărtășite mai devreme, toate păcatele trebuie mărturisite Domnului. Domnului. Și cred că s-a făcut mai multă lumină acum în zona aceasta. Și ultimul lucru, unde lemnul se mai folosea în domeniul culinar, adică în alimentație, turte frământate cu un de lemn, Exo 29 cu 2, Levitic 6 cu 21. Acum, dragii mei, când noi studiam uh, cu biserica și am trecut de 1 Cronici 27, versetul 28, mi s-a părut tare sugestivă când s a împărțit slujbele, că erau niște slujitori ai Lui Dumnezeu care nu aveau altceva de făcut în templul Domnului decât să păzească ce? Magaziile cu un de lemn. Și mi s-a părut tare sugestivă treaba asta. Erau oameni care păzeau magaziile cu un de lemn. Și m-am gândit cine sunt paznici ăștia care trebuie să păzească magaziile și depozitele Lui Dumnezeu cu un de lemn. Și am zis că toți bucăți, eu și Dumneata trebuie să păzim un lemnul lui Dumnezeu. În primul rând, la nivel personal, să nu se piardă din viața noastră. Pentru că vreau să vă spun că se poate declara. Parola intrării în Împărăția lui Dumnezeu pentru fecioare a fost un delemnul. Și noi n-am avut. Celelalte au avut. Intrați. Unde nu este relația ta personală și permanentă cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trebuie să te călăuzească în tot ce faci. Trebuie să fi fost un om născut din nou. Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească, să stea de vorbă cu tine și să fii în armonie cu cerințele Duhului Sfânt pentru viața ta. Și numai așa vom putea să moștenim împărăția lui Dumnezeu și să păzim magazia inimii noastre ca diavolul să nu ne fure un delem. Fiindcă diavolul va vrea chiar prin fecioarele de la biserică, care sunt fecioare, vin și ele la închinare cu noi să ne fure un de lemn. Și astăzi îmi spunea cineva, un pastor în povestea asta, zice, Timotei, mare grijă ce vorbim. Și zic eu de ce? Pentru că lumea s-a înrăutățit atât de mult și de-abia așteaptă, mă, un mic prilej ca să genereze o grămadă de discuții și conflicte. Și ăsta este subiectul și hrana celor mai mulți oameni firești. Cât mai multe vorbe înflorite, întortocheate, aruncate, amplificat gradul lor de, de afirmare, pus al context. Și în felul ăsta, în loc să stau să predic, să mă rog și să-mi consum energia pentru lucruri sfinte, eu stau și mă cer cu tine pentru banalități? Vreau să spun că diavolul prin tine vrea să atenteze la un delemnul meu. Și atunci eu vei avea suficientă maturitate să spun nu îl voi lăsa pe diavolul să-mi fure un delemnul prin tine. Voi fi omul care voi păzi magazinul inimii ca un delemnul să nu fie furat din vasul inimii mele. De aceea trebuie în aceste vremuri grele, mare înțelepciune, să ne păstrăm un de Să fim acei paznici care să păzim depozitul un delemnului din viața noastră. Și vreau să închid Eclesiastul 10 cu 1. Zice că toți suntem la carte eclesiastă, nu? Muștele moarte strică și a cresc unde lemnul negustorului de un sori. Ce ar putea însemna muștele astea moarte care -a cresc unde lemnul? Pe dacă uneori unde lemnul îți poate fi furat prin conflicte și discuții și cerințe cu oamenii, alteori s-ar putea din vina mea. Nu din vina altora, care vin asupra mea cu conflictul. Unor s-ar putea din vina mea să mi se acrească un delemnul. Și vreau să vă spun ceva cât se poate de direct. Cei mai nocivi oameni pentru biserică nu sunt oamenii care n-au avut niciodată un delemnul. Și sunt oamenii care au avut un delemnul, dar s-a acrit un delemnul. Și pentru mulți a rămas doar o vorbire în limbi, pentru mulți a rămas doar să bată cu bunul în piept, dar i au pierdut de mult ungerea Duhului Sfânt Lui Dumnezeu. Au un de lemn acrit și stricat. Știți de ce? Pentru că a lăsat niște muște moarte care le-a stricat un de Și ei doar mai cred că au un dar un lemnul lor este stricat, diluat, acrit de muștele astea. Și muștele astea sunt păcatele. Neiertarea, bărfele, faptul că eu mă supăr și mă leg de lucruri mici și îl vând pe Dumnezeu pentru niște pretenții și aroganțe ieftine faptul că eu nu sunt în stare să iert și sunt întotdeauna gata să, să îmi pe oamenii de lângă mine, faptul că eu accept păcat după păcat și compromis după compromis, sunt niște muște care mi-au ocrit un de lemnul. Și în această zi Duhul Sfânt vrea să ne întrebe, mai aveți voi un de lemnul meu sau nu? Sau ceea ce mai e în vasul vostru este un de lemn stricat și acrit? în care doar vorbiți despre mine și doar vă bateți cu pumnul în piept, că îl aveți pe Duhul Sfânt, dar vă certați, sunteți răi, sunteți răzbunători, sunteți bârfitori, sunteți denigratori. O, dacă asta se întâmplă, înseamnă că eu nu îndelem la crit. Dar dacă eu pot iubi, pot ierta, pot trece peste, păi zice, dragostea acoperă totul. Nu mai predicăm treaba asta. Eu predic, văd că se predică cu alte evanghelie în ultima vreme. Dragostea scoate totul la ivială. Orice mic defect. Păi eu dacă îmi iubesc nevasta, îi protejez defectele ei și o ajut să se corecteze în ce greșit. Și din defecte se transforme în calități. Dar când nu mai e dragoste, tu nu mai acoperi, descoperi. Dar când e dragoste, dragoste acopere totul. S-ar putea ca lipsa dragostei să fie o muscă moartă și stricată, care a diluat și a pervertit un delemnul din viața noastră. Mă rog Domnului ca un delemnul pe care l-a pus în noi să nu se strice și copiii care vin după noi să știe că unde rămâne unde lemn. Să nu trebuiască să mă oprească un domn să spună acum câteva zile în palma de mai ca frate Timotei, mai există lucrarea Duhului Sfântă autentică sau nu? Și el s-a mutat într-o biserică baptistă pentru asta. După ce din copilărie a fost într-o biserică pentru. Că zice că pruncul meu când s-a căsătorit a fost o prorocie care s a fost pe invers și aia n-a fost așa și aia n-a fost așa. Și a trebuit să-i spun Băi frate, la fiecare fals înseamnă că există și un original Și știi ce mi-a spus omul ăla cu lacrimi în ochi Un om trecut de 60 de ani Mi-a spus așa Pentru mine te-a trimis Dumnezeu aici Pentru că eu încep să, să nu mai cred în un de lemnul ăsta Încep să, să nu mai cred în lucrarea asta a Duhului Sfânt Dar zice ce mi-ai spus tu Parcă s-a prins un foc în mine Și da, pentru că văd că ai, ai, ai Argument biblic în ce spui Înseamnă că e adevărat nu ne faceți pe noi și pruncii noștri să ajungă în punctul în care să creadă că nu mai există un delem. Și că un delem nu despre care se tot vorbește un delemn stricat. E puterea Duhului Sfânt în adunare. E un delemnul care face miracole. Diavolul împotriva un delemnului are ceva de lucrat. Un nu îi deranjează pe oameni. Că eu fără Duhul Sfânt rămân doar un Timotei, floarea gol și uscat. Cel ce face diferența în predicile mele, în cântările voastre, în slujirile noastre, numai Duhul lui Dumnezeu. Eu nu pot schimba pe omor cât de bine aș aranja lucrurile, orice retorică aș avea. Numai Duhul Sfânt transformă. Numai Duhul Sfânt eliberează. Eram aseară la o, la o seară de conferință când propriu zis Duhul Sfânt ca o explozie s-a coborât și pur și simplu mai mult de 30-40 de oameni când s-a făcut chemarea un genunchi, a prăbușit pe genunchi. Și au spus să-L vrem pe Dumnezeu, au fost lacrimi în ochi, au fost îmbrățișări, a fost o părtășie, pentru că ceea ce face miracolul ăsta e numai Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Nu lăsați să se acrască un delemnul. Luptați pentru un delemnul acesta al Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu și Duhul Dumnezeu să-L păstrați în viața dumneavoastră și să-L transmiteți mai departe. Să spunem și noi, și haideți să ne ridicăm pe picioare și să pregătim o cântare, să spunem și noi cum a spus, să spunem și noi cum a spus David în Psalmul 23. Paharul meu este plin de un delem de dă. M-a umplut pe mine Domnul cu Duhul Sfânt și cu un delemul său, și din un delemul meu trebuie să revărs către alții. Să fiu un delem Duhului Sfânt. Și când oamenii vor intra în contact cu acest un delem, se spunea prin fratele Abel la ora de rugăciune, păi dacă intră omul deznădăjduit și depresiv și se atinge de acest un delem, el capătă viață, el capătă vindecare, dacă intră omul tulburat cu gânduri negre, capătă eliberare. Că eu zile trecute m-am întâlnit cu un om care cu câteva zile în urmă, din cauza unui, unor păcate flagrante pe care le-a făcut, s-a tare a pus în gând să se sinucidă. Și tocmai el a trebuit să vină după mine să mă ia de la aeroport. Și m-a trimis Domnul exact în punctul în care familia lor era în prag de divorț. Și să trebuiască ieri să-i unesc, să mă duc la ei în casă, obosit fiind, să spun, bă, iartă, bă, treci peste, să mă rog să-și facă din nou angajamente. Când Domnul legat de diavol și-a păsat, intră în contact cu un de lemnul. un de transformă, un de distruge orgolul și aduce inimi zmerite, că pentru că înțelepciunea care vine de sus este maleabilă, ușor de înduplecat. Ea nu-și caută orgolul ei și nici pretențiile ei. de nevoie să mă smeresc eu, mă smeresc eu. Dar numai când intri în contact cu un de lemnul, poți să te smerești. Dacă nu intri în contact cu Duhul Sfânt, rămâi același butuc rău și rămân același om cu spirit de răzbunare și cu răutate. Dar când intru în contact cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt lovește în mine și îmi spune, du-te și ceri iertare soției tale, du-te și ceri iertare soțului tău, du-te și ceri iertare celui care ai greșit. Și mă rog ca un de lemnul ăsta să se mai coboare peste noi. Și un de lemnul ăsta să ne umple vasele. Și Dumnezeu să ne ajute. Nu, altceva vreau să cântăm. Poala hainei tale, asta vreau să o cântăm umple templul sfânt, pentru că refrenul spune că noi avem nevoie de o ungere nouă. Dacă simți că ungerea nu e mai proaspătă în viața ta, dacă simți că niște muște moarte ale păcatului au început să strice în un lemnul, păi în seara asta lasă-l pe Duhul Sfânt să regenereze ființa ta. Și spune, eu am nevoie de o ungere nouă, ungerea iertării, ungerea iubirii, ungerea reconcilierii, ungerea de a merge mai departe, oricât de greu îmi va fi, Doamne. Poala hainei tale umple templul sfânt mă închin cu reverență cu fața la pământ. Faceți din cântare asta o rugăciune a sufletului dumneavoastră. Hai, fi să cântăm. Poala hainei tale Umple templul sfânt mm -hmm. Aleluia! Mă închin cu reverență.